Salut, sunt Antonia și bine v-am regăsit la cel de-al doilea episod din seria Makeup Basic Stocks. Dacă data trecută am văzut cât de important este să cunoaștem și mai ales să înțelegem anatomia și fiziologia pielii atunci când profesăm în domeniul machiajului, azi mi-am propus să aprofundăm discuția noastră despre piele pentru a vedea în primul rând care este compoziția ei biochimică, pentru ca mai apoi să putem să înțelegem cum are loc absorpția la nivelul tegumentului. Știu că sună foarte științific, însă nu trebuie să vă speriați, pentru că este cât se poate de logic și de ușor, însă și extrem de important dacă stăm să ne gândim la faptul că toate produsele pe care noi le aplicăm pe piele, indiferent că vorbim de produse de îngrijire în special, dar și produsele de machiaj, se absorb în mod diferit, atât în funcție de caracteristicile lor și de compoziția lor, cât și în funcție de tipul nostru de ten, și de aceea este esențial să înțelegem cum are loc acest proces la nivelul pielii, pentru ca mai apoi să putem să alegem corect produsele pe care le folosim. Așadar, când ne gândim la biochimia pielii, ne referim, de fapt, în cuvinte mai simple, la totalitatea elementelor care intră în compoziția pielii noastre și aici trebuie să amintim, în primul rând, apa, substanțele minerale, substanțele organice, enzimele și vitaminele. Da? Deci, 5 elemente esențiale care intră în compoziția pielii noastre. Și acum haideți să discutăm puțin despre fiecare categorie în parte ca să înțelegem importanța și rolul, de fapt, pe care fiecare îl are. După cum bine știm, apa este un element biochimic cu un rol esențial nu doar în organism în general, ci și chiar în compoziția pielii noastre. Iar aceasta are un conținut de apă destul de ridicat, aproximativ între 6 și 11% din totalitatea apei existente în organism, urmând, de fapt, al doilea loc după mușchi, în care cantitatea de apă este de aproximativ 50%. Bineînțeles, când ne raportăm strict la piele, trebuie să reținem și să punctăm de fiecare dată că apa este elementul cheie al hidratării. Și dacă ne gândim la hidratare, știm, sau dacă nu învățăm acum, că întotdeauna hidratarea influențează foarte mult realizarea și, de fapt, rezultatul final al oricărui machiaj, deoarece pe o piele deshidratată, niciodată produsele de machiaj nu se vor așeza așa cum trebuie. De aceea, este necesar să avem grijă de tenul nostru să fie foarte, foarte bine hidratat, iar dacă în momentul în care vine o clientă la noi pentru un machiaj, sau pur și simplu noi trebuie să realizăm un machiaj și vedem că tenul respectiv prezintă anumite semne care nouă ne dau de gândit că, da, este deshidratat, noi trebuie să apelăm la diferite produse pentru a readuce puțin din hidratarea de care avem nevoie, astfel încât rezultatul final să fie unul conform așteptărilor noastre și anume reușit. Bineînțeles, noi ca și profesioniști trebuie să încurajăm hidratarea tenului, nu doar în momentul în care clienta vine la machiaj și noi folosim produsele pentru restabilirea hidratării, ci și sub forma unor recomandări de îngrijire la domiciliu, de apelare la specialiștii în domeniul esteticii, astfel încât prin tratamente de hidratare să se poată readuce la echilibru starea tenului persoanelor respective. Și oricum, este indicat noi întotdeauna să recomandăm aceste lucruri. Acum că am terminat cu apa, trecem la elementele minerale, care în cadrul pielii sunt reprezentate de metale și metaloizi. Sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, sulf, cupru, zinc și așa mai departe. Și pentru că vreau să fac puțin mai interesantă această parte, care poate vouă nu vă place atât de mult, fiind oarecum chimie, m-am gândit să vă ofer câteva, să vă expun câteva curiozități despre o parte din metalele și elementele chimice pe care vi le-am amintit mai devreme. Așadar, știați că pielea este organul cel mai bogat în clor, iar în cazul pierderii de clor din organism, pielea este
prima și cea mai afectată, deoarece dermul este un rezervor foarte important de apă și clor. Dintre elementele menționate anterior, sodiul și potasiul acționează ca un cuplu și au un rol esențial în prevenirea îmbătrânirii. Sodiul, sub formă de lactat de sodiu, are rol hidratant și keratoregulator, adică reglează activitatea keratinocitelor, celule despre care am discutat în primul episod de Makeup Basics Talks, și anume cele responsabile de producerea keratinei, proteine care asigură rezistența pielii. Prin acest rol keratoregulator se previne de fapt îngroșarea tegumentului, pentru că la un moment dat, dacă aceste keratinocite ajung să nu-și mai îndeplinească funcția în mod corect, sau să existe o hiperactivitate, atunci pe anumite zone apare o îngroșare a tegumentului, care evident este foarte inestetică și neplăcută. Cuprul și fosforul sunt elemente care joacă un rol important în producția colagenului și, bineînțeles, dacă discutăm de colagen, discutăm și despre procesul de îmbătrânire al pielii. Deci, cu cât menținem în echilibru mai mult timp balanța de cupru și de fosfor, ne vom asigura că producția de colagen din piele decurge în mod corect și automat vom ajuta la prevenirea îmbătrânirii precoce. Bineînțeles, nu trebuie să uităm că odată cu vârsta producția de colagen scade, de aceea este important ca după vârsta de 30 de ani să venim în ajutorul pielii noastre cu suplimente care să îmbunătățească rezerva organismului și în legătură cu aceste elemente minerale despre care discutăm acum. Sunt sigură că știți faptul că zincul este un mineral esențial în organism, deoarece el joacă mai multe roluri, printre care unul extrem de important este legat de faptul că el intră în structura proteinelor și a membranelor celulare. Sărurile de zinc au rol regulator al sebumului, apele termale care conțin zinc acționează împotriva radicalilor liberi și deci previn îmbătrânirea pielii, iar oxidul de zinc se folosește în produsele pentru protecția solară, deoarece zincul acționează ca un filtru împotriva razelor ultraviolete. Nu putem omite nici faptul că pielea conține cel mai bogat rezervor de sulf, numit și mineralul frumuseții. El nu doar că ajută la întreținerea părului și a unghiilor, la tratarea acneei și a multor altor afecțiuni, ci este și o componentă importantă a keratinei, proteina structurală a pielii, deci are rol și în creșterea rezistenței acesteia. Cu alte cuvinte, toate elementele despre care am vorbit până acum și multe altele care se mai regăsesc în compoziția pielii au un rol bine definit în cadrul acesteia și, prin urmare, orice carență, adică lipsă a acestora din organism, are efecte imediate asupra structurii și aspectului ei. Dintre substanțele organice, în piele întâlnim hidrații de carbon, precum glucoza, glicogenul, amidonul, celuloza, compuși azotați pe care în epiderm îi avem sub forma diferiților aminoacizi și a keratinei, iar în derm sub forma colagenului și a elastinei și a altor proteine ușor solubile, și nu în ultimul rând lipidele sau grăsimile, reprezentate de mai multe categorii, acizi grași liberi, trigliceride și așa mai departe, componente cu rol biofizic și biochimic foarte important, însă dintre lipidele epiteliale, noi trebuie să le reținem în primul rând pe colesterol și dihidrocolesterol, care alături de fosfolipide intră în componența structurii membranei celulare. Enzimele pielii sunt clasificate în 6 categorii, însă acum nu vreau să intru în detalii și să le numim pe fiecare. Ce este de reținut este faptul că enzimele sunt niște substanțe cu rol de catalizator, adică ele facilitează anumite reacții care
în absența lor ori nu ar putea avea loc, ori ar avea loc însă cu o viteză mult mai scăzută și astfel s-ar împiedica buna desfășurare a diferitelor procese din organism. Și nu în ultimul rând, vitaminele. Vitaminele A și D se găsesc în epiderm sub formă de provitamine, adică ele necesită activare pentru a-și putea exercita rolul. În derm găsim vitaminele B2 și B6, acidul pantotenic, vitamina H, vitamina B1, iar în peretele capilarelor întâlnim vitamina P. Odată ce am înțeles care este compoziția pielii, putem continua discuția pentru a aborda un alt subiect și anume absorpția și felul în care ea se desfășoară la nivelul tegumentului, cunoscând elementele caracteristice ale acestuia și cum influențează ele răspunsul cutanat. Pentru început, este necesar să stabilim că există două mari tipuri de piele care influențează absorpția la nivelul acesteia, pe lângă ceea ce am discutat deja și anume elementele care însumează constituția sa fizico-chimică și anatomică. Așadar, vorbim despre tipul sebostatic, adică circulația sangvină, secreția de sebum și transpirația sau secreția sudorală sunt reduse, și tipul seboreic, adică o piele grasă, cu circulația bine reprezentată și secreție sudorală abundentă. Așadar, cum putem noi să reținem aceste cuvinte? Păi este foarte simplu, pur și simplu le desfacem. Și anume, când discutăm despre sebostatic, da, ne gândim că acest cuvânt este format din sebo, care vine de la sebum, și static, care ne duce cu gândul la absența funcției, la ceva care nu determină o secreție abundentă. De aceea, când vorbim despre tipul de piele sebostatic, de fapt, noi facem referire la pielea care nu are nici secreție de sebum abundentă, nici secreție sudorală abundentă și nici o circulație foarte bine reprezentată. Iar când vorbim despre seboreic, doar partea aceasta, sebo vine tot de la sebum, bineînțeles, și reic vine, de fapt, de la sufixul ree, pentru că avem și cuvântul seboree, adică secreție exagerată de sebum, secreție abundentă. Cu alte cuvinte, când vedem acest cuvânt, noi automat putem să ne gândim că avem de-a face cu o piele cu o secreție de sebum abundentă, cu o circulație mai bine reprezentată și cu o secreție sudorală mai abundentă. Aceste tipuri de piele, sebostatică, respectiv seboreică, influențează filmul hidrolipidic și bariera hidroelectrolitică de la nivelul pielii. Acestea alcătuiesc, de fapt, ansamblul ce protejează tegumentul nostru. Sunt sigură că dacă ați cochetat sau cochetați cu domeniul înfrumusețării, mai mult ca sigur ați auzit și voi de filmul hidrolipidic. Acesta, care se găsește la suprafața pielii noastre, are rolul, pe lângă cel de protecție, și de a regla permeabilitatea tegumentară, adică fiind la suprafața pielii noastre, sub forma unei pelicule, el influențează substanțele care intră și care ies din pielea noastră. Da? Dacă aceasta este pielea noastră, aici deasupra avem o peliculă care poartă denumirea de film hidrolipidic. Da, aici avem piele
Și aici avem film hidrolipidic. Și automat acest film hidrolipidic reglează ceea ce intră și ceea ce iese prin tegument. Cu alte cuvinte, reglează permeabilitatea. Deci el este responsabil de starea de hidratare a pielii și de rezistența acesteia față de anumite substanțe. Cu alte cuvinte, datorită filmului hidrolipidic, anumite substanțe nu ajung să treacă prin pielea noastră. Bineînțeles că el prezintă variații în funcție de zonă, deoarece știm că glandele sudoripare și glandele sebacee nu sunt uniform distribuite pe toate zonele de pe corpul nostru, după cum am învățat și în episodul anterior. Și pe lângă aceasta, bineînțeles, vom ține cont și de vârstă, de sex și de tipul constituțional al fiecărei persoane. Astfel, când vorbim despre tipul seboreic, trebuie să știm că el are o toleranță mai scăzută față de produsele cu conținut ridicat de grăsime sau pentru cele gen emulsie apă în ulei, pe când aceste forme sunt foarte utile în cazul tipului sebostatic. Emulsiile apă în ulei sunt substanțele în care cantitatea de ulei este mai crescută decât cantitatea de apă. Asta ca să înțelegeți despre ce categorie de produse discutăm. De aceea, în cazul unui tip seboreic, deci pentru o piele grasă, un ten gras, nu putem să recomandăm aceleași produse pe care noi le vom recomanda pentru persoanele care au un ten uscat, deoarece acestea au un conținut mult mai mare de grăsimi și de obicei de lanolină. Acela este ingredientul principal, grăsimea principală care se găsește în creme. Și deci, pentru pielea grasă, suntem nevoiți să căutăm produse adecvate acestui tip de piele și, în principal, cu conținut de grăsime cât mai scăzut. Și, bineînțeles, în funcție de proprietățile fizico-chimice, substanțele care traversează pielea pot să fie absorbite în diferite moduri. Noi nu vom discuta efectiv despre tipurile de transport prin membrane, însă aici trebuie să rețineți doar că în funcție de compoziția și de tipul de produs, absorpția are loc în moduri diferite. Cu siguranță ați simțit și ați experimentat și voi că produsele grase pe un ten gras se absorb foarte greu, pur și simplu simțiți că parcă se creează o peliculă la suprafața pielii care parcă nu mai intră niciodată, iar un produs cu textură foarte ușoară, cu o compoziție foarte light, automat când ajunge pe piele și este masat, intră imediat în piele. Deci putem să spunem că are o absorpție foarte bună. Și acum vă voi da un amănunt puțin mai științific legat de viteza de transport prin piele pe care o substanță o are și care poartă denumirea de clearance al pielii. Dacă noi cunoaștem acest clearance, valoarea lui de fapt, care bineînțeles se determină prin niște calcule, noi putem să intervenim și să încetinim sau să accelerăm procesul de absorpție. Și de fapt transportul substanței prin piele în funcție de necesitățile care există. În cazul produselor de îngrijire, cu cât penetrabilitatea acestora, adică acea capacitate a lor de a pătrunde prin piele, este mai bună, cu atât efectele vor fi, bineînțeles, mai vizibile și mai rapide. De ce vorbesc mai mult despre produsele de îngrijire? Pentru că noi, de fapt, când vorbim de absorpție la produsele de îngrijire, trebuie să ne gândim, pentru că rolul lor este acela de a întreține pielea și de a-i asigura aspectul pe care fiecare dintre noi ni-l dorim. Și, de fapt, noi când discutăm despre produsele de machiaj, nu ne gândim că acestea trebuie să ajungă să se absoarbă în piele, pentru că machiajul, la urma urmei, este ceva decorativ.
De aceea, noi prin produsele de îngrijire și prin bazele pe care le folosim la realizarea unui machiaj, construim un strat protector la suprafața pielii care creează o peliculă, să-i spunem, între piele și machiajul pe care noi îl aplicăm, aceasta fiind, de fapt, suportul machiajului nostru. Dacă tenul nostru este bine îngrijit și baza este uniformă, automat și machiajul se va aplica în mod corect, iar rezultatul va fi unul foarte reușit. De aceasta am și ținut să vă prezint toate aceste noțiuni. Știu că poate părea puțin dificil, știu că sună științific, însă dacă parcurgeți cu atenție ceea ce v-am explicat, veți vedea că nu este nimic greu de înțeles, totul este logic și, de fapt, așa înțelegem faptul că pielea noastră are nevoie de o îngrijire foarte atentă dacă ne dorim să o menținem cât mai mult timp cu un aspect plăcut. Sper foarte mult că aceste informații vă vor fi de folos. Aștept întrebările și comentariile voastre și, de ce nu, sugestiile pentru următoarele videoclipuri pe care le vom avea. Nu uitați să dați like acestui videoclip, share dacă vi s-a părut că informația este folositoare și ne revedem data viitoare cu un nou episod din Makeup Basics Talks.